și Nicolae Ban. Da, domnul profesor Niță, care este foarte cunoscut, la lansarea sunt și imagini foarte, da, foarte, a participat foarte și interesante. Academicianul deci o concluzie, oricare e foarte interesantă. Bun, mai avem vreo 4 minute, nu puteam să nu vă întreb. Trebuie să vă întreb cum se desfășoară lucrurile la muzeu, pentru că am venit marja dumneavoastră și am avut ocazia să vă plimb puțin pe acolo, să văd, sunt lucruri, da, lucruri foarte bine făcute, bine, cât mă pricep eu, dar vă spun că au fost plăcute ochiului, da, ce am văzut, care era aproape finisat, dar se lucrează. Mai sunt exact, câțiva ani până se foarte mult. Eu vreau să vă spun că am rămas mirat, pentru că foarte mulți craioveni mă întreabă ce se petrece, cum e, dar cum o să iasă. Asta înseamnă că, într-adevăr, oamenii sunt preocupați de ceea ce se întâmplă în Craiova, în instituțiile de cultură, chiar și atunci Muzeul când sunt închise. E o clădire emblematică, deși, vă dați seama că... Exact. Spectacolul pe care o să-l aibă o să fie cu totul diferit, pentru că este impunător în momentul în care își îmbracă forma din parte, și recapătă parte din frumusețea lui dintâi. Pentru că întreaga ornamentică interioară, care a fost cu foiță de aur, așa cum ați putut vedea, pe plafoane, se reface. S-au refăcut întreaga ornamentică exterioară, care este extraordinar de spectaculoasă. Și poate acum, în cromatica aceasta ușor nouă, pentru că este o cromatică caldă, se pot observa o serie întreagă de elemente arhitecturale care decorează exteriorul acestui palat în stil baroc târziu. Cei care trec prin spatele muzeului, coboară pe strada Romul, au putut să vadă cât de spectaculoasă este și cealaltă fațadă. Da, pentru că înainte erau, nu știu, parcă nu era așa de spectaculos. Exact. În spate era puțin, da, puțin ascuns acolo. E adevărat, mai este încă un an, se lucrează intens, se lucrează cu migală și cu atenție. Vreau să le spun craiovenilor că se va reface parcul, se va reface monumentul care este în față. Se fac eforturi deosebite din partea Consiliului Județean, care urmărește atent toate lucrările, prin reprezentanții de la Direcția de Dezvoltare, de la Direcția Economică, care sunt acolo pe șantier în fiecare zi. La fel, experții, restauratori, acum pe... Eu nu pricep, dar o clădire parcă e mai impunătoare dacă e lăsată fără curte, să o vezi direct cum e primăria și Consiliul. Dacă e puțin mai în spate, chiar dacă e foarte mare și impunătoare, curtea parcă e Monumentul va avea și un iluminat exterior deosebit. Deja s-a lucrat la instalarea acestuia, care va pune în valoare monumentul pe perioada de seară și noaptea. Și atunci, într-adevăr, va deveni spectaculos și iată cum strada care leagă, de fapt, Muzeul de Artă de Colegiul Național Carol I va deveni, de fapt, un ax cultural. Că să nu uităm că la Colegiul Național Carol I a făcut Teodor Aman, de care am vorbit, a fost Constantin Leca, a predat acolo, acolo a făcut Eustațiu Stoienescu școala, acolo a făcut Francis Cerato, acolo a făcut școala celebru Jean Negulesco, cunoscut mai ales ca regizor la Hollywood, dar foarte puțină lume știe că el a terminat artele plastice, el a făcut grafică, a făcut caricatură și cu ocazia aceasta, iată, o să invit și craiovenii de zilele Craiovei, după data de 25 se va deschide cel de-al șaselea salon internațional de caricatură Nicolae Petrescu Găină. Cu siguranță că vor fi acolo. A fost o emisiune deosebită, a fost o lecție de arte vizuală pe atât de dumneavoastră. Eu am rămas așa, am rămas, nu surprins, dar am rămas să vă ascult, de aceea nici nu am intervenit, că nu...
nu stă în fire să interup o așa lecție foarte, foarte interesantă. Vă aștept și cu altă ocazie, pentru că sunt lucruri foarte interesante. Teodor Aman avea nevoie de noi și noi, cum și noi avem nevoie de el, pentru că prin el ne putem promova și noi și înseamnă foarte, foarte mult pentru Craiova. El a deschis intrarea artei românești pe plan european. Da, doamne, și domnul să-l invandești și vă doresc o noapte ferică. În continuare rămâneți cu programele Teleo Craiova pe săptămâna viitoare. O seară bună.